Vă salut, eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi vreau să facem ceva diferit. O să filmăm trotineta Xiaomi 4 Pro, generația 2. Și am zis că vreau să începem cu ceva diferit, mai exact să vedem niște recenzii, să citim împreună niște recenzii. Eu am să mă uit pe telefon și o să le citesc. Și să vedem ce spune lumea despre ea, iar apoi să testăm toate aceste mituri, dacă sunt bune sau nu. Am aflat câteva chestii interesante ce m-a pus pe gânduri și am zis că să le împărtășesc și cu voi. Cum ziceam, recenziile o să le citesc de pe mai multe site-uri. În mare, mi-am format o idee despre ce spune lumea. Văd că lumea zice superbă și super ieftină. Ca și preț este undeva la între 2600 de lei și 2800 de lei ce am găsit eu ca și prețuri de vânzare. Deocamdată e foarte bună, autonomie de peste 30 de km pe modul sport și econom. În rampă foarte mare nu poți merge cu ea. Rampa maximă zice că e cu o înclinație maximă de 20 de grade. M-aș mira să fie așa. Lumea zice că e excelentă, merge maxim 25 de km ca și orice altă trotinetă. Ce am găsit partea neplăcută, că nu poți activa sau nu găsesc modul de activare a pilotului automat. Unii zic că au nevoie de chestia asta. Dar în rest, văd că nimeni nu se plânge pe ea, chiar dacă e o groapă sau o bordură sau ceva mai minor, nu o afectează, deși roțile sunt roți cu cameră, dar nu avem roți de tip tubeless, bănuiesc că e fără cameră, dar sunt curios dacă au și ca și alte modele acel gel în interior, în cazul în care face o pană ușoară să se remedieze singură problema. Cred că nu găsim la acest model. Dar văd că lumea este foarte mulțumită. Știu că mulți dintre voi deja o aveți, este modelul de ceva timp pe piață. Vă rog să scrieți în rubrica de comentarii să ajutăm și pe alți urmăritori ce părere aveți voi despre ea, câți kilometri ați făcut și dacă ați recomanda-o mai departe. Așa că haideți să o vedem mai îndeaproape, să vă povestim despre ea și la sfârșit să vedem ce concluzie luăm. Dacă îmi place, uitați, de exemplu, e cu 2-3 generații mai nouă ca și trotineta mea. Zice că e puțin mai înaltă sau mai lungă ca și modelele vechi. Nu prea am văzut chestia asta, e diferență infimă. Asta zicea cineva, că trotineta este puțin mai lungă și într-un portbagaj mai strâmt intră un pic mai greu. Nu e mare diferență față de modelele vechi. Trebuie să ținem cont că avem și roți puțin mai mari. Apropo de roți, avem, cum ziceam, roți de tip tubeless și sunt de puțin mai late față de generația veche, cu aproximativ jumătate de centimetru și în diametru este de 10 inci. Îmi pare puțin ciudat faptul că nu mai avem un disc de frânare, are un mecanism în interior, după cum se vede aici acest cablu, și văd că avem și un loc pe unde să umflăm roata, deci avem o cameră, avem gel în interior, nu știu exact, probabil dacă faci pană, pățești ca și mine, deja motorul s-a mutat pe roata din spate. Platforma este cu designul acela nou. Într-adevăr, fâșiile, modelele mai generația 4 simplu era cu fâșii lungi, dacă țin minte bine. Ce ar mai fi de zis? Avem un range de 60 de km, autonomie maximă. Acum, asta trebuie să înțelegeți unii dintre voi că depinde foarte mult de utilizator. Dacă am 110 kg sau dacă am 80 de kg, toate astea influențează autonomia, dacă merg pe plat, dacă nu merg pe plat. Și toate astea influențează și mai ales zice că și temperatura, din ce am citit în descriere, locul pentru încărcare. Îmi place că e pusă culoare stridentă, rezistă la 120 de kg. Și că cadrul este făcut dintr-un aluminiu dur sau ceva de genul și dacă stai pe loc rezistă la 500 de kg. Foarte interesantă această afirmație. Asta e piciorul, foarte, foarte, foarte scurt și văd că sistemul de prindere este la fel ca la a mea. Probabil la mea, cum s-a răsturnat acasă stând și lovind-o accidental, am reușit să rup suportul de acolo. Baza e foarte joasă. Deci trebuie avut grijă la borduri. Materialul e prins bine. E chiar ok, chiar ok. Mă plângeam la unele modele, dacă țineți minte. Sistemul de
De plier este foarte ușor, numai puțin să mă montez camera și o să vă arăt exact cum se face. Înainte de a povesti de sistemul de pliere al trotinetei, vreau să vă spun că ei spun că e în 3 pași, deci se face foarte ușor acest lucru și într-adevăr așa și e. Au tot lucrat la acest sistem. Cu sistemul de pliere. Aici are o clemă de siguranță, cea micuță de aici. Se ridică în sus, iar acea bilă mă ajută să țină ghidonul, să nu cadă până îi fac eu prinderea, numai puțin. Acea bilă iese din acest locaș. Acea bilă iese din acest locaș, iar partea de clopoțel, ca și pe până acum, are rolul de suport. Se agață acolo. Tot așa îl vom desface pentru a putea pune la loc trotineta. Iar uitați-vă ce ușor se face prinderea cu o singură mână. Un lucru care îmi place. Față de Ninebot, îmi pare mult mai calitativ sistemul. Probabil fiind gama premium, iar această siguranță s-a prins la loc. Față de, cum ziceam, se spune că față de modelele vechi avem o înălțime mai mare. Am măsurat partea de ghidon. Punctul maxim ce l-am găsit fără acest clopoțel este de 1,20 m înălțime. Ghidonul vine și cu semnalizări și partea interesantă că are și semnal sonor. Luminează destul de tare, am văzut că chiar se vede bine. Dacă îl mai apăs o dată, îl opresc. Dacă merge pe partea stângă și îl mut direct pe partea dreaptă, merge. Asta îmi place mult. Clopoțelul la fel de zgomotos, iar pentru partea de display ne arată tot ca și până acum procentul de baterie sub formă de liniuțe, viteza cu care rulăm și modul în care rulăm. La o apăsare scurtă se oprește din intensitatea luminii și ni se pornesc becul de tip LED pentru partea din față și stopul de tip LED pentru partea din spate, care pentru plăcerea mea, ca și la modelele precedente, luminează mai tare, iar dacă becul este stâns, acesta se aprinde. Pentru partea de mod de rulare avem modul sport, în care merge maxim 25 de km la oră. Am găsit multe informații în care spun că merge 20 de km maxim ca și viteză. Dacă apăsăm de două ori repede pe butonul power, mergem în modul pietoni și pe modul drive, modul eco, undeva la 15-20 de km la oră, dar când vom merge cu ea o vom filma. Ghidonul este destul de lat, o chestie care îmi place. Am priză bună la aceste mânere, fiind și puțin mai late. Maneta de frână e pentru partea din față, mare atenție la o frânare bruscă, să nu cădem. Tot așa, grijă mare și pentru partea de motor, că e pe spate, pentru ud pe jos, noroi sau frunze ude. Și aici avem modul de accelerație. Și cum am zis, din păcate nu am găsit nu am găsit informații despre modul pilot automat. Avem și aplicație, aplicația se numește Xiaomi Home. Va trebui să o instalați. Vom conecta aplicația la trotinetă, unde ne arată diferite informații, cum ar fi distanța rămasă de parcurs, sub formă de kilometri, nivelul de procent din baterie, modul de condus. Văd că nu te lasă să-l modifici din aplicație. Acum drumul până aici, că e lângă un parculeț, ca să-l cât am parcurs și cu ce viteză medie. Putem bloca parte de motor, parte de lumină spate, să meargă tot timpul. Are și un sistem auto on-off. Acum dacă e conectată trotineta la aplicație, probabil va vedea acest lucru. Și mai cinteam la cineva că dacă o ții pe modul mediu, ca și nivel de regenerare al bateriei, e arhi suficient. Mare atenție, zicea tot așa, că nu funcționează în cazul în care bateria este full. Deci să nu vă bazați pe ea, că va încetini singură, dacă mai ales dacă vă obișnuiți cu ea. Eu acum pentru teste o să o țin pe modul low. Alte informații nu mă lasă să fac la ea.
doar diferite setări, cum ar fi unitățile metrice și setări despre baterii și toate cele. Bun, haideți să ieșim la o tură cu ea, să vedem cum se comportă și să ne dăm cu părerea la final. Bun, acum o vom lua la o plimbare, vom comuta și între modurile de rulare, vom vedea cum se simte pe drum și care e adevărul cu viteză maximă admisă. Cum ziceam, mulți deja o aveți, scrieți vă rog în comentarii de cât timp o aveți și cât de mulțumiți sunteți de ea. Puțin scutură, dar e chiar ok. Acum sunt pe modul drive și mergem cu maxim 20 de km la oră. Într-adevăr, pentru o călătorie lungă ar trebui și un pilot automat. Și avem 25 de km la oră fără nicio problemă. Interesant cum oprește și deși împinge, este foarte fâșneață. Din cauza bateriei, ca și procent destul de redusă, cred că poate mai bine, fiind și eu destul de greu pentru ea. Se aude bine și clopoțelul, semnalizarea. Merge bine, chiar merge bine. Loc pe platformă am suficient. Partea de frânare, exact ce vă ziceam, aveți grijă cu ea. Și parcă ar mai trebui puțin umblată. Că am ajuns cu maneta la maxim și ea nu vrea să încetinească. Ghidonul e foarte lat, îmi place. Foarte, foarte lat, îmi place mult. Cum ziceam, înălțimea maximă la ghidon 1.20, mie mi-ajunge până la burtă, la 1.83 m înălțime. Foarte fâșneață. Și se comportă bine. Sunt curios când ne vom întoarce înapoi. Hai să semnalizăm că avem semnalizare. Acum trișăm că luăm un pic de avânt față de alte ture. Hai să lăsăm un puțin să se chinuie. Avem 10 km la oră. Bolborosește aici, dar încet încet urcă. Dar dacă cu mine se chinuie la peste 100 de kilograme, cu unul de 80 se joacă. Pentru că e o trotinetă foarte căutată. Mai încercăm să mai mergem un pic cu ea. Parcă mânerele la un drum foarte lung, parcă dacă tot miști mâna îți va face beșit, și asta am impresia. Parcă ar fi bună un pic platformă mai lungă sau să-ți facă un colț acolo să mai bagi un pic călcâiul. Da, parte de frânare nu e cum mi-aș dori. Probabil că nu are un disc de frânare și din cauza aceea parcă puțin se aude și aripa din față, fiind din plastic și aripa din față și aripa din spate. Se aud zgomote și da, este din se aud din partea din față de la aripă. Și la o frânare mai agresivă s-a auzit ceva și pe partea din spate.
chiar îmi place cum merge trotineta. Este puternică, trebuie să mă obișnuiesc cu puterea aceasta. S-o da așa, brusc. Nu... Și te zguduie așa, te împinge tare în față. Să ne luăm ghiozdănelul cu jucării. Ne mutăm la umbră și povestim. Înainte de a închide acest clip, vreau să zic că ce se mai plângea lumea în comentarii, că este grea, ea are 19 kg. Acum nu știu dacă să zic că e grea sau nu, depinde de situația fiecăruia, depinde până unde trebuie dusă, cărată, sau cum să-i spun. Materialele sunt destul de bune, punem aici plăcuță cu număr de matriculare. Apropo, în alte parte am văzut, nu în România, în altă parte am văzut o plăcuță cu niște cifre aici. Oare să fi fost un fel de plăcuță de matriculare, ca și cum avem noi pe scutere, mopede, cele de galbene? Nu știu. Acesta a fost și clipul cu trotineta de la Xiaomi. Îmi place. Un pic prea fâșneață, dar până te obișnuiești cu ea. Timpul de încărcare nu l-am găsit, sau poate nu am fost eu suficient de atent, dar bănuiesc că un 6-8 ore e nevoie. Mai citeam un comentariu cum că dacă scade sub 3 liniuțe nivelul de baterie, nu mai are putere. Am mers pe dealul pe care merg de obicei și s-a comportat foarte bine, a zis că nivelul bateriei este de 50%. Platforma mi-ar fi plăcut să fie puțin mai lungă și în rest chiar nu am ce să-i bag de vină. Scrieți în comentarii ce părere aveți, cei care o dețineți, să ajutăm și pe alții, să formăm o comunitate cât mai mare al utilizatorilor de trotinete. Eu am fost Bogdan, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, nu uitați să vă abonați în continuare, să apăsați butonul de like și până data viitoare, vă salut! Pa, pa!